Vă salutăm de pe Balta Cornești. Suntem aproape la începutul toamnei. După cum puteți observa, eu am reușit să-mi rup mâna și nu m-am putut abține ca să nu fac o partidă de pescuit. Ce facem într-un caz extrem? Sunăm un prieten. Nuțu, iată-ne pe malul apei. Prietenii la nevoie se cunosc. Astăzi am venit cu Sorin pentru a face o partidă de pescuit pe vechiul nostru lac, pe lacul Cornești, aici unde avem foarte multe amintiri și în trecut partide, concursuri împreună. Exact. Densitatea de pește este una destul de mare, după cum bine știți. E pește amestecat cam de toate taliile, crab de la 1 kg, 700 de grame până la peste 15 kg și foarte mult caras. Noi în partida de astăzi încercăm să targetăm în special crapul, să ocolim acea densitate mare de caras și vom explica și ce am făcut ca să reușim acest lucru. Bineînțeles, ca în orice lac, peștii mari tot timpul se lasă așteptați. Este, așa cum a zis și Sorin, o densitate mare de crap, dar în ultimul an, în ultimii 2 ani, de fapt, la concursuri s-au putut observa că peștii care au fost desprinși sunt din ce în ce mai greu de capturat. Crapii mari nu sunt atât de încrezători în a se hrăni și vin din ce în ce mai greu pe paturile de nadă. Se hrănesc nuțule înainte de a ajunge noi pe lac și după ce plecăm, exact, noi probabil. Exact. De aceea astăzi avem un tipar aparte de a atrage peștele. E o noutate. O soluție la care s-a gândit Sorin să o aplicăm aici. O soluție despre care vă spune Sorin felul în care s-a gândit să o aplice și cum a aplicat. În primul rând, eu mă bucur că sunt pe baltă, deși am mâna în ghips, n-am pescuit de aproximativ 2 săptămâni, totul este minunat. Haideți să punem în aplicare ceea ce am gândit. Dacă în mod normal, în partidele noastre la Method Feeder, ne clădim patul de nadă prin lansări repetate, ducând nadă pe Method, în partida de astăzi, încercând să facem o oarecare selecție, am optat pentru o nădire de pe mal doar cu pelete de 6 mm, ambele de la Dynamite Baits, Complex T și Source. Sunt niște pelete cu valoare proteică ridicate, care se adresează în special pescuitul peștilor de talie mare. Pentru a face metodul cât mai atractiv, am ales să utilizăm astăzi o combinație de două nade în raport de 1-1, Green Betaine și Red Krill, Red Krill fiind varianta Mild Expander, și am ales acest lucru deoarece am vrut ca măcar una din cele două nade să fie cu textură fină, pufoasă, deoarece apa este, are o adâncime mică acolo unde noi am nădit în prealabil cu peletele de 6 mm. Și am dorit ca mixul de nadă, în momentul în care se desface de pe Method, să nu se afunde în nămol, să stea de deasupra. Este o formulă care a dat foarte bune rezultate în trecut.
inclusiv pe acest lac, și de aici și alegerea noastră de a utiliza acest mix între cele două nade. Ca o paranteză, aș mai adăuga și eu, ținând cont că suntem la începutul toamnei și apa a început să se răcească, am optat pentru această variantă, deoarece cred că este una optimă, care și mie în trecut mi-a dat rezultate excepționale. Dacă ne aflam cu o lună mai devreme, probabil că am fi utilizat doar varianta Red Grill sau am fi mers pe o combinație cu halibut de 1:1. Ținând cont că pescuiesc cu echipamentul meu, deoarece nu avea niciun rost ca Sorin să-și aducă echipamentul, el fiind accidentat, am ales să utilizez o lansetă de 3,60 m, Aero X5, dotat cu mulinetă de 4000, dar cel mai important lucru este că pescuiesc la o distanță de 40-42 de metri, acolo este vadul meu, și pescuiesc în apropierea unei structuri. Singura mea problemă este scoaterea peștelui din structură în momentul în care am prezentare, deoarece peștii sunt la ei acasă, știu tot timpul unde să se refugieze și, așa cum spuneam, singura mea problemă este să-l scot de acolo, după care nu mai am niciun fel de problemă, lacul fiind destul de curat în porțiunea dinspre acest mal. Firul principal este un fir de 0,23. De bun simț, nu un 0,20. Da, e un 23 care rezistă la pești de până în 10 kg. Utilizez un metod de la azi de 30 de grame, un cârlig Car Spirit Razor Vicker numărul 10. Iar la cârlig, ținând cont că ne adresăm doar peștilor de talie mare, doar pe aceea i-am dori, nu se întâmplă acest lucru de fiecare dată, dar asta ne dorim, folosesc Wowzers de 9 mm, singura mărime care cred eu este utilizabilă în aceste situații. Am la dispoziție, sau avem la dispoziție, trei culori: alb, galben și portocaliu. Sunt trei culori care au funcționat tot timpul. Partida de obicei se începe cu portocaliu și spre amiază se continuă cu galben sau cu alb, dar am avut prezentare pe portocaliu și continuăm cu portocaliu. Încă de dimineață nu ne așteptam să fie o partidă foarte ușoară, deoarece am avut parte, cred că de prima noapte, nu? Dacă nu mă înșel, sub 15 grade, cred că au fost 13 grade azi de dimineață. Acum soarele este sus pe cer și, după cum puteți observa, suntem în tricou. Totuși am reușit să obținem niște trăsături, ceea ce am gândit și am și pus în aplicare a funcționat în proporție de, pot să spun, chiar 80%, dar odată cu ridicarea soarelui sus pe cer, în momentul în care decalajul între zi-noapte, ca și temperatură, este unul foarte mare, peștii se ridică în peliculă.
vom sta, vom mai încerca să prindem 1-2 pești pentru dumneavoastră. Eu pot să spun că sunt mulțumit de rezultat. Ai avut parte, Nuțu, de niște drilluri cu niște pești foarte frumoși, da, sănătoși și extrem de bătăioși, cum ai spus, care știu exact unde să se ascundă și să găsească fiecare agățătură. Da, primii doi pești capturați sunt doi pești de talie mare, care... N-au mai fost prinși. Vă spun sincer, da, după cum am putut observa, cavitatea bucală era intactă. Nu au mai fost agățați, nu erau rupti la gură. Niște pești foarte frumoși, cu un colorit frumos și, așa cum spunea și Sorin, foarte, foarte bătăioși. Era de așteptat să avem acești doi pești. Nu m-am așteptat să fie primii, dar m-am așteptat să-mi vină pește mare pe vad, deoarece din experiență, așa cum a spus și Sorin, am folosit The Source, am folosit Complex T și știu că ambele formule atrag pește mare pe vad. Lor ne-am adresat, practic, exact. Acum ne-a și reușit, suntem un caz fericit. Cum puteți observa, l-am pus pe Nuțu să stea cu mâinile în sân, deoarece este un pescar de pește mic de viteză. Într-un astfel de pescuit, timpii de așteptare nu pot să fie unii până în 5-10 minute. Am stat chiar și 20 de minute, deși am avut ceva line bite-uri, lucru care ne indică faptul că peștii se află pe vadul nostru. În momentul în care utilizăm omel mari de cârlig, pescuim cu cârlige mare și vizăm peștii mari, trăsătura trebuie să fie una foarte fermă, pur și simplu vă încovoaie întreg bățul. Da, e o chestie care mie nu prea am stă în îndemânare să acționez atât de târziu. Sunt genul de pescar care îmi place să pescuiesc pe viteză și am avut două line bite-uri destul de sănătoase. Asta indică faptul că am avut pește mare pe vad. Peștii mici de obicei nu produc line bite-uri foarte, foarte vizibile, produc doar niște tremurări de băț, dar am avut două line bite-uri foarte violente, care, așa cum spuneam, sunt sigur că au fost făcute de pește de talie mare. Eu, fiind un pescar mai de viteză, am înțepat foarte repede. S-a dovedit faptul că nu era pește la capătul celălalt al liniei. Și de aici vine și completarea noastră, că atunci când pescuiți după pește mare, să așteptați ca lanseta să plece, să se îndoaie foarte ferm. Line bite-urile mele au fost pe o lungime de aproximativ 50 de centimetri. Dacă aș fi avut răbdare, probabil lanseta ar fi revenit înapoi și mi-aș fi dat seama că e line bite, dar din păcate... Ideea e, când pescuim la pește mare, încercăm să fim cât mai discreți și să nu lansăm în mod repetat, deoarece peștii mari și bătrâni sunt suspicioși. În momentul în care noi tot le dăm cum ar veni, cu metodul în cap, vorba noastră între pescari, aceia cu siguranță vor pleca, vor reveni, dar în acel timp noi... practic așteptăm degeaba. Înțepați doar la trăsăturile ferme și cu siguranță rata capturilor dumneavoastră atunci când pescuiți la pește mare va crește. Bineînțeles, un alt aspect pe fiecare lansare, pe timpul de așteptare de pe fiecare lansare, este acela că de cele mai multe ori, dacă există și pește mic, acesta va încerca să consume nada din metod. Nu trebuie ca pescarul să se impacienteze de acest lucru, deoarece dacă utilizează o formulă de nadă care conține făinuri fine, așa cum o facem și noi astăzi, aroma nadei, chiar dacă este consumată de peștele mic, rămâne în vad, rămâne pregnantă, iar peștele mare va veni după ce peștii mici consumă eventuala nadă din metod și va găsi momeala de talie mare acolo. Deci, trebuie răbdare, trebuie ca pescarul să aibă răbdare pe trăsătură, pe fiecare prezentare să nu fie line bite și cu siguranță până la final va avea și capturile pe care le dorește.
înainte de încheiere, vreau să-i mulțumesc Danuțu pentru că a fost astăzi alături de mine și m-a ajutat ca să-mi pun în practică cele gândite cu câteva zile înainte despre un astfel de pescuit pe Balta Cornești. Ai reușit, Nuțu, să capturezi doi pești mari, pe al treilea, care a fost, după părerea mea, mai mare, l-ai ratat. Probabil că dacă eu eram cu mâna în regulă, eu sunt, în fine... Sorin îl scotea, fiindcă eu un pescar mai bun de metod. Eu sunt pescar mai de staționar, îmi plac peștii puțin mai mici. Dar cei mai micuți, toți trei, ai reușit să-i scoți fără absolut nicio problemă. Una peste alta, planul nostru și strategia noastră a funcționat. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și sper să ne urmăriți și în continuare. Nuțu și cu Corda vă salută, toate cele bune. Fir întins. Fir întins.